Salutare! E un concurs de mâncat plăcinte? Ok, păi mult noroc! Wow! Ia te uită la ei! Asta a fost impresionant, Marley! Ha-ha! Of, Doamne! Arăți cam dezastros! Ai fi interesat să mergi la spălătoria lui Tom ca să te cureți? Minunat! Să mergem! Bun, am ajuns! Bună, Tom! Haide că ai o mulțime de treabă astăzi! Ce metodă de curățare sugerezi, Tom? Wow! Sunt o mulțime de căi de a curăța un vehicul! Mă întreb oare ce face butonul ăsta? Ești gata să începem, Marley? O bomboană mentolată, nu? Cum vei limpezi toată pasta asta? E un topogan cu apă? Ești gata pentru o tură pe topogan? Curat! A fost o scufundare interesantă, Marley! Hai să te uscăm acum! Cred că mai trebuie ceva, Tom! Mulțumim! O bezea! Bună idee! Bezelele prăjite sunt delicioase! Sclipești de curățenie, Marley. Bună treabă, Tom. Excelent, ca de obicei. Nu-ți uita gustărica, Marley? Să ne întoarcem la târg. La revedere, Tom. Mulțumim pentru ajutorul tău. Felicitări! Ești campionul plăcintelor! Of, Doamne! A mai rămas o bucată? Ha-ha! Destul de plin, nu-i așa, Marley? La revedere, prieteni! Ne vedem data viitoare! Salutare, Penny! Mergi și tu spre ziua de naștere a lui Matt? Minunat! Să mergem împreună! La mulți ani, Matt! Tortul arată minunat, Charlie! Alunecă! Of, Doamne! Nu te îngrijora, Penny! Îi dăm noi de capăt. Charlie are dreptate. Spălătoria lui Tom te va curăța imediat. Și e și foarte distractiv. Haide!
Urmează-l pe Tom, Penny. Va avea grijă de tine. La ce te gândești, Tom? Mă întreb ce o pune la cale. La ce te gândești, Tom? Oh, dar ce face asta? Mă întreb oare ce-o fi în această cameră? Oh, sunt baloane de săpun! Să nu-ți intre în ochi, Penny! Te-ar putea ustura puțin! Ai dispărut din nou, Penny! Of, Doamne! Ha-ha! Se pare că cineva se gâdilă puțin. Ce urmează? Ah, înțeleg. Bine gândit, Tom. Doar buretele va reuși să curețe asta. Minunată treabă, Tom! Ești aproape gata, Penny. Mai trebuie să te limpezim și să te uscăm. Stai puțin, Penny. Încă nu ești gata. Încă ești foarte udă. Aproape am terminat. Arăți minunat, Penny. Cum te simți? Bună idee! Să mergem înapoi la petrecere! Ia uitați cine s-a întors! Asta e drăguț din partea ta, Charlie! Ha-ha! Cel puțin știu că nu va trebui să vizitez din nou spălătoria. Mulțumim din nou, Tom! La revedere, prieteni! Salutare, băieți! Ce zi minunată de iarnă! Căutați un brad de Crăciun? Căutați bradul perfect de Crăciun, nu? Ce spuneți de ăsta? Minunat! Dar cum veți da bradul jos? Bună idee! Atenție! Oh, nu! Sam, ești bine?
Nu ești rănit, dar cred că ar trebui să mergem la spălătoria lui Tom. Bună, Tom! Bună, micule Tom! Wow! Niște decorațiuni cu adevărat speciale! Apropo de asta, Sam, plugul de zăpadă, vine pentru o spălare. Are ceva decorațiuni neobișnuite. Bună, băieți! Exact la timp! Tom tocmai ce a terminat de decorat spălătoria. Haide înăuntru, Sam! Vom începe imediat. Cu ce începem, Tom? Tom, nu e timp pentru cadouri acum. Ar trebui să ne ocupăm de Sam. Ok. Atunci așteptăm și vedem. Un tun de apă. Ce distractiv! Te distrezi, micule Tom? Minunat! Acele de brad au dispărut. Acum e timpul să scăpăm de rășină. Dar ce e asta? Să nu-mi spui că ai un plan. Rășina se va topi de la căldură și va curge de pe Sam? Bună idee! Micule Tom, tatăl tău trebuie să fie foarte atent aici. Poți începe tu tratamentul final? Care e pasul următor, micule Tom? O baie de Crăciun! Bună idee! În regulă, Sam, haide să ne spălăm bine și să ne pregătim de Crăciun! Ha, îți place, nu-i așa? Când termin, Tom și micul Tom te așteaptă afară. Uită-te la tine, Sam! Ești cu adevărat sclipitor! Ai dreptate, Frank! Cum vei reuși acum să iei un brad de Crăciun? E foarte întuneric! Sam! Tom spune că poți să iei bradul lui. Ce drăguț din partea ta, Tom. Acum toată lumea va avea un Crăciun fericit. Ne vedem data viitoare! Salutare, micule Charlie! Salutare, micule Tom! Ce faceți? Culegeți fructe? Minunat! Charlie! Tom spune că tatăl tău va veni în curând. Charlie? Charlie? Ai văzut niște struguri care cresc alăturat? Tom are dreptate. Te vei murdări culegându-i. N-ai cum să-l oprești, Tom. Charlie, ar putea fi un deranj mare. Ți-am spus! Prietenul tău, Charlie, se acoperă tot în suc de struguri.
Ia uite-l că vine. Oh, Charlie, uită-te la tine. Tom are dreptate. Ar trebui să mergi la spălătoria tatălui lui, repede, înainte ca tatăl tău să te vadă. Cred că Tom se pregătește să mănânce piersicile acelea. Micul Charlie a cules struguri. Micul Tom i-a spus să nu culeagă, dar nu a putut rezista. Crezi că vei putea scoate acele pete înainte ca tatălui Charlie să apară? Uf. Tom. Va fi nevoie de mai multă apă ca să putem da jos tot sucul ăla de struguri. Folosești chiar și bule. Perfect. Haide, micule Charlie. E timpul să facem niște bule. Oh, Charlie, arăți ca un norișor. Haide să dăm bulele jos. Se pare că rolele nu sunt eficiente. Poate Tom are o altă idee. Sucul de struguri încă nu s-a dat jos. Ai mai putea încerca ceva înainte ca tatălui Charlie să apară? Vrei să-l acoperi cu făină? Va elimina petele de pe vopsea? Ce inteligent! Wow! Ce efect incredibil! Mai ai nevoie doar de o limpezire și o uscare rapidă. Mult mai bine. Tatăl tău nu va ști nimic. Exact la timp. Se pare că tatăl tău este aici. Charlie, ce s-a întâmplat? Ai mâncat struguri? Așa, tată, așa fiu. Nu te îngrijora. Tom știe exact cum să elimine petele acelea de pe tine. Mulțumim că ai avut grijă de Charlie și de tatăl său, Tom. La revedere, mașinuțelor!